Atenție, prieteni, la următorul bull market. O să fie o mare nebunie. Vreau să vă dau un pont pentru următorul bull market. Dar înainte să începem, o să facem un update, să vedem ce se întâmplă acum în piață. Bitcoin este undeva la 34.000, dominanța BTC-ului este undeva la 53,94, capitalizările la peste 1,2 trilioane de dolari și indicele de frică și de lăcomie este la 65 în punctul acesta. Bitcoin a scăzut considerabil în volatilitate și se tranzacționează acum în range-ul de la 34.000. După ce a încercat să rupă, fără de succes, suportul de la 33.700. Avem și un bull flag frumos, format pe 4 ore, dacă o să vă uitați pe chart, e destul de simplu. În punctul acesta, în termen de dominanță, suntem tot unde eram. Nu mă aștept la mișcări semnificative până luni, este sâmbătă. Dar sunt atent astăzi și mâine, de exemplu, la RNDR, mai ales mâine, duminică, pentru că are un pattern cu duminică acest token. Ăsta e așa o idee interesantă. Oamenii care nu au făcut bani mulți din investiții în bull marketurile trecute, mereu o să spună că nu se prea pot face bani din asta, din diferite motive. E ca și cu sala, de exemplu. Oamenii care nu au trăit să vadă cum arată un abdomen frumos în oglindă și un fizic de invidiat, mereu cred că e nevoie să te injectezi cu ceva ca să arăți ca în revistă. Suntem programați, dacă doriți, să propulsăm neputințele noastre pe cei din jurul nostru. Și nu este sănătos. E nevoie să scăpăm de bagajul acesta nociv, care produce multă ineficiență în dreptul vieții noastre din punctul meu de vedere. Legat de pont, în realitate, nu e nimic fake. Puteți face de la 5x până la 50x din investiții în următorul bull market, depinde de ce stomac aveți. De exemplu, unul din oamenii cunoscuți mie a ținut luna de la 10.000 de dolari până la 300.000 și a făcut cash out cu aproape tot. A avut stomac, da. Eu am avut investiții foarte faine deopotrivă pe care le-am cheșuit. Când nu ai mai pățit asta, e greu să crezi că se pot face bani, de exemplu, din investiții. Din punctul meu de vedere, și în spațiu public, majoritatea fac bani din trading. Poate undeva între 1.000, 2.000 și 5.000 de dolari pe lună. Depinde de cum stă fiecare cu planul și cu emoțiile și cu capitalul, evident, de tranzacționat. Dar nu au făcut bani din investiții. Și e normal să nu înțeleagă fenomenul. Atenție! Chiar dacă au mai asistat la unu sau două bear market-uri, tot nu înțeleg fenomenul. Și sunt oameni faini și poate trader buni, dar nu au făcut bani, din nou. Nu au făcut bani din investiții. E o diferență majoră și un feeling total diferit. Una e să faci bani din investiții și una e să faci bani din tranzacționat. Da, e important, atenție, să nu răstămăciți, pardon, cuvintele, să fim educați, e important când investim, să nu acționăm doar din lăcomie și din dorință de îmbogățire rapidă, dar dacă înțelegem câteva lucruri importante despre lumea asta și mai ține și norocul cu noi, mulți o să facem din nou bani faini în bull market-ul următor, din punctul meu de vedere. Ce vă sfătuiesc? Nu mai ascultați pe toți oamenii negativiști care nu au putut face asta. Ceea ce băgați în voi, ca și informație, aia o să culegeți. Ce gândește omul în inima lui, aia îi el. E și un verset în Biblie care a sunat exact cum l-am recitat. E foarte important să înțelegeți niște elemente de bun simț vis-a-vis de acest spațiu și să luați decizii ferme cu privire la capitalul vostru. Da, să nu investiți tot ce aveți în spațiul ăsta, să vă educați ca să vedeți care tokenuri ar putea fi relevante pentru un următor bull market, da, să aveți și un risc în vedere, fiind o piață poate mai nouă, mai neînțeleasă, mai șubretă pe alocuri, desigur volatilă, pentru că încă nu este o piață reglementată din foarte multe puncte de vedere și nu este văzută încă foarte bine nici de entitățile instituționale. Dar nu e ca și cum, să fim serioși, nu puteți să faceți bani în următorul bull market, pentru că o zis nu știu cine că, de exemplu, nu se pot face bani și că e nevoie să fiți atenți. E o diferență majoră între trader și investitor. Vreau să înțelegeți bine lucrul acesta. Pentru cei cu stomac, cu un minim de educație, dar acel minim ar trebui să crească în timp, cred că se pot face mulți bani interesanți. Totodată, ceea ce vă prezint aici sunt gândurile mele, așa că voi e nevoie să cântăriți bine lucrurile și să luați decizii ferme cu privire la capitalul vostru. În punctul acesta este mai periculos să vedem shorturi sau să shortăm, mai bine spus, decât să ne uităm la poziții long. Cred că Bitcoin are în următoarele luni
lucruri foarte interesante de făcut și s-ar putea cu adevărat să ne surprindă. Totodată, în descrierea clipului, găsiți un link ca să mergeți pe site-ul nostru, grecoliniuțacapital.com. Acolo să găsiți detalii despre ecosistemul nostru, despre școala noastră, unde săptămânal facem analize importante la nivel macro, ne educăm financiar, ne echipăm ca să putem să culegem rod pe termen mediu spre lung, avem webinarii săptămânale, avem tot felul de indicatori, avem tot felul de analize profunde. Când zic indicatori, mă refer nu doar la indicatorii din piață, ci mă refer și la indicatori la care ne uităm ca să luăm decizii bune. Adică, care sunt cele mai relevante surse de știri, care sunt cele mai credibile, dar cum putem să ne plasăm capitalul ca să avem un randament pe termen mediu spre lung, ce înseamnă să-ți investești un capital având un RR favorabil, un risk-reward favorabil, de exemplu, cât risc versus cât câștig.